pregătim acest workshop intensiv de film. Adică se va desfășura în 3 bucăți. La finalul cărora, voi veți face împreună sau individual câte un film documentar. Avem așa, o săptămână în care învățăm lucruri și de teorie, dar și referințe vizuale, să vedem tot felul de bucăți de tipuri de documentar diferit. După care, la finalul acestor 6 zile, 7, voi trebuie să vă alegeți o temă, împreună sau separat, decideți voi. După care o să aveți o lună de zile la dispoziție să filmați. Noi ne vom întâlni online pe parcursul verii, de vreo 3 ori, să văd ce ați făcut, unde sunteți, ce mai trebuie filmat, să mă uit pe ce ați știți, să vă dau sfaturi. Apoi, la sfârșit de august, 2 oameni foarte plăcuți, o să vă ajute în 6 zile să montați, sau 7 zile, bine cât o să aveți nevoie. Adică cumva am lungit tot procesul ăsta ca să nu mai alergați dintr-o parte în alta și să nu aveți timp și să... demersul meu, de a încerca cumva să găsim în fiecare bucata aia care este acel talent sau predispoziție sau capacitate pe care fiecare om o are, da? Și care uneori în societate și chiar de către părinți, și eu sunt chiar părinte și eu, și uneori îmi dau seama că poate nu le dau încrederea de care au nevoie. Așa că de asta aveam nevoie și asta mi-aș dori și eu să vă dau o mai departe, încrederea în voi. Da? Ok, cred că cea mai bună calitate pe care o am eu este de a face o persoană să se simtă confortabil pe lângă mine. Eu fac și sport de contact și am pierdut la o competiție și după multă dramă, plânsete și genul ăsta, m-am ambiționat de două ori mai mult și la final am reușit. Nu sunt cel mai bun să dau sfaturi, dar cred că pot să stau lângă tine și te ascult. Părerea mea este că sunt bună pe organizare, orice fel de organizare posibilă. Sau cum pot eu să-l fac pe omul ăla să vorbească? Ce credeți? Care credeți că e secretul în chestia asta? Să se simtă. Dacă există un secret, cum? Trebuie să se simtă confortabil cu persoana. Mm-hmm. Și cum ajunge să se simtă confortabil cu mine? Și vreau să fie pusă cam în 4-5 fotografii. Mid-shot, plan mediu. Asta e americanul. Așa, ei zic medium long shot, noi la școală l-am învățat plan american. Împotriva noastră, în început, e vocea mea care prezintă pozele și filmările de la început. Asta se numește voice-over, în principiu. Să înțelegeți, deci, o fotogramă e pe vertical și mecanismul de transport și o să ne ajut un pic la ce să vorbesc mâine de legătura cu sunetul. Thank you.
ceva nou și îmi place ideea de a filma, de a edita și de a fotografia și mi se pare foarte interesant. Încerc să văd cum e, plus că mi se pare așa interesant un documentar, să văd să filmez, să editez, să fac un metraj orice și de a nu mai nimeni. Foarte bun, să sperăm că îi și place ceea ce face, e foarte bun, îi place și câștigă super bine. Nu în toate domeniile poți să câștigi super bine, chiar dacă te pricepi și îți place, cum e Andra în film, nu poți să câștigi foarte bine, decât, ok, poate dacă lucrezi la Hollywood, îți place să faci blockbustere, îți merge și faci un hit după altul, deci e și o chestiune de noroc și să ți se potrivească genul ăla care e foarte popular. Dacă nu, există soluții. Cum în cazul Andrei, ea a ales să bifeze aici, îmi place și mă pricep, iar partea de câștig și-o rezolvă dintr-un alt job care tot așa este legat de ceva care o pasionează, nu este ceva ce ea urăște. Și cum dacă dau, și chiar și canalele numite History Channel sau Discovery, automat ne induc ideea de adevăr, acolo așa s-a întâmplat. Da.